momentul cultural spiritual din această seară va fi deschis de corul Departamentului de Muzică al Academiei Scola Cantorum Mușatină, care ține să marcheze, printr-un scurt recital polifonic, două momente deosebite care au avut loc ieri la Roman, respectiv la Sibiu. Despre ce e vorba? Ieri, cu ocazia Galei Excelenței Romașcane, Primăria Roman a acordat Academiei Petru Tocănel diploma de excelență la secțiunea Cultură, drept pentru care mulțumim municipalității pentru acest gest prin cântarea festivă Gaudeamus Igitur. Acesta este primul moment. Și al doilea motiv pentru care am invitat corul, pentru că ieri, tot la Sibiu de data aceasta, s-a semnat pactul de colaborare dintre Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șagura din Sibiu și Institutul Teologic Francescan și Academia Petru Tocănel din Roman. Cu această ocazie, Părintele Profesor Constantin Necula ne-a transmis un cuvânt de suflet pe care dorim să-l ascultăm într-un mesaj video. Înainte de a cunoaște Academia Petru Tocănel, trebuie să recunosc că din 91 cunoșteam pe Părintele Petru Tocănel, valabilitatea sa trecând peste ani, teza lui de doctorat privind statutul Bisericii Ortodoxe Române, fiind la vremea aceea, în anii 91-92, foarte greu la îndemână, dar foarte prețioasă pentru cercetătorul teologiei. Apoi, prin râvna unui coleg de-al meu, prieten foarte bun, fost student de-al meu, Părintele Alexie, monah, în apropiere de Fălticeni, am reușit să cunosc Institutul Franciscan de la Roman și m-am împrietenit cu tot ceea ce înseamnă spiritualitatea acestui institut remarcabil, inclusiv Academia Petru Tocănel. Trebuie să recunosc că a fost o onoare faptul că am conferențiat în cadrul Academiei, că este o onoare să fiu prieten cu Academia, iar semnarea protocolului de ieri între cele două facultăți, între Institutul Teologic Franciscan Romano-Catolic de la Roman și Facultatea noastră de Teologie, în cadrul unui mai larg eveniment, împlinirea 230 de ani de învățământ teologic ortodox la Sibiu, m-a pus în situația aceasta frumoasă de a da o viză Schengen, dacă se poate, pentru cultura teologică, de o parte și de alta a Carpaților. Cred că e un sens profund pe care ni-l oferă Dumnezeu de a înțelege că românismul poate fi sujit eclesial de toți aceia care au făcut din Evanghelia lui Hristos căpătâi. Știu că Sfântul Francis de Assisi spunea tot timpul că împlinirea Evangheliei este sensul vieții. Eu cred că s-a împlinit Evanghelia și că bine și frumos este când stau frații împreună. Știu că se muncește enorm de mult în Academia Petru Tocănel, știu că se muncește în Institut foarte mult. În aceeași vreme cunosc deschiderea excepțională spre cultură a asociației și a oamenilor de acolo. Eu sper din toată inima, nădăjduiesc din toată inima ca Dumnezeu să ne prindă mântuiți pe toți și să se bucure de prietenia noastră de pe pământ. Precum în cer, așa și pe pământ, poate începe și de la noi. Mulțumim, Părintele Necula. Într-adevăr, mântuirea să ne prindă pe toți. Începem cu momentul muzical, cum am spus. Să știți că muzica, știți, amintesc doar, are o putere tămăduitoare. Atinge unde ale sufletului, ale inimii. Dumneavoastră știți mai bine, mai ales cei de litere care rostiți și grăiți românește, corect și așa mai departe, că de multe ori cuvântul este neputincios, este sărman. Și atunci, unde nu mai poate cuvântul, continuă muzica. Dumnezeu a lăsat acest grai altfel. Vom cânta trei cântece, am spus, Gaudeamus Igitur, în al doilea cântec este închinat Sfintei Fecioare Maria și în al treilea cântec, deoarece suntem în timpul pascal, un cântec cu caracter de înviere. Gaudeamus Igitur.
Thank you.
acestea fiind spuse în grai muzical, dau cuvântul părintelui conferențiar, părintele dr. Adrian Măgdici, care va prezenta conferința Cultura vieții versus cultura morții. Vă rog, părinte. Între timp vor fi distribuite bilețele și pe parcursul desfășurării conferințelor, fiecare, dacă are vreo întrebare, poate scrie pe bilet și la sfârșit le adunăm și conferențiarii vor răspunde. Bună seara! Stimat auditoriu, având în vedere că mi s-a cerut să vorbesc despre a cincea poruncă, în tradiția ortodoxă a șasea poruncă a lui Dumnezeu, să nu ucizi, vă întrebați probabil care este rostul alegerii unui titlu precum cel de mai sus, cultura vieții versus cultura morții. Este la modă acest versus, împotrivă. Motivul este acela de a ne trezi din toropiala presupusei noastre neputințe, pentru a ne stimula să evităm nu doar asimilarea răului cultivat în mod intenționat de forțele care stau în slujba întunericului, ci și pentru a lupta împotriva mentalității aducătoare de moarte. Expresiile cultura vieții și cultura morții au devenit expresii populare în limbajul teologic în 1993, când Papa Ioan Paul al II-lea, aflându-se în Statele Unite ale Americii cu ocazia Zilei Mondiale a Tineretului, se exprima astfel. Ei, tinerii, se întorc mai hotărâți să contribuie la victoria culturii vieții în fața culturii morții. Cultura vieții înseamnă respect față de viața umană din primul moment al zămislirii până la sfârșitul ei natural. Aceste două expresii, cultura vieții și cultura morții, aveau să fie reluate de Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea și în enciclica Evangelium Vitae, Evanghelia vieții din 1995, pe care o voi cita pe parcursul acestei conferințe. Primul punct. Dumnezeu, izvorul vieții și întemeitorul culturii vieții. În conformitate cu descoperirile științifice cele mai acreditate, universul în care trăim a apărut cu 14 miliarde de ani în urmă, datorită unei explozii imense, Big Bang. Cea mai mare parte a oamenilor de știință sunt de acord că prima formă de viață, microscopică, a apărut pe această planetă cu 3,5 miliarde de ani în urmă, deoarece s-a demonstrat că toate organismele care trăiesc pe Pământ, pe Terra, sunt din punct de vedere genetic legate între ele, s-a ajuns la concluzia că toate vietățile provin din acest prim organism. Acest lucru îl spune Comisia Teologică Catolică Internațională într-un document din 2004 intitulat Comuniune și Slujire. Sfânta Scriptură, pe de altă parte, ne învață că Dumnezeu a creat cerul și pământul, aștrii, lumina, viața biologică în variantă vegetală și animală și, în sfârșit, omul în variantă masculină și feminină. Care este așadar varianta corectă? Cea științifico-evoluționistă sau cea biblică? Biserica Catolică actualmente consideră că ambele pot fi adevărate, corecte, însă avem de a face cu două perspective diferite, una științifică și alta religioasă. Și spune chiar Catehismul Bisericii Catolice. Nu e vorba de a ști numai când și cum s-a născut lumea din punct de vedere material, nici când a apărut omul, ci mai degrabă de a descoperi sensul acestei origini. Dacă ea este guvernată de întâmplare, de un destin orb, de o necesitate anonimă sau de o ființă transcendentă, inteligentă, bună, numită Dumnezeu. Punctul numărul 2. Adam și Eva, arhetipul culturii vieții. Narațiunea biblică a creierii omului, asemenea aceleia a creierii universului, nu este o relatare științifică,
căci autorul uman care a scris această narațiune nu putea fi prezent în momentul în care a avut loc aceste evenimente, în momentul în care au apărut primii oameni pe pământ. Și este mai degrabă o istorie care conține un adevăr metafizic, teologic exprimat prin limbaj metaforic, specific spațiului din care făcea parte acel autor uman. Teologii numesc această modalitate acum etiologie istorică. În varianta așa zis sacerdotală a creierii omului, scrisă aproximativ în anul 550 înainte de Hristos, bărbatul și femeia sunt creați simultan. Și a zis Dumnezeu să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Și l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, bărbat și femeie. Geneză, capitolul 1, versetele 26-27. Misiunea lor este aceea de a promova viața și de a avea grijă de creație. Creșteți și vă mulțiți, stăpâniți peste toate animalele. În versiunea iacvistă, scrisă aproximativ în anul 950 înainte de Hristos, omul modelat de Dumnezeu din țărână se simte singur și din punct de vedere afectiv neîmplinit. Iată de ce Dumnezeu intervine și umple acest gol. Atunci a dus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam un somn greu și dacă a adormit, a luat una din coastele lui și a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie și a adus-o la Adam. Și a zis Adam, iată, acesta e os din oasele mele și carne din carnea mea. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un singur trup. Al treilea punct. Cain, arhetipul culturii morții. Tragedia care are loc în capitolul 4 din Geneză ilustrează oarecum dura realitate pe care Adam și Eva trebuie să o înfrunte după ce au fost izgoniți din paradis, din Eden. Capitolul începe cu o notă pozitivă, deoarece vorbește despre prima relație intimă dintre un bărbat și o femeie, relație din care se naște o ființă umană. După aceea a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa, și ea zămislind a născut pe Cain. Geneză 4:1. În versetul imediat următor, fără niciun alt detaliu, este amintită nașterea unui alt copil. Apoi a mai născut pe Abel, fratele lui Cain. Cain a devenit agricultor, iar Abel păstor. Știm că în limba ebraică Hevel înseamnă abur, fum. Într-un fel, numele lui Abel este o prevestire a destinului pe care avea să-l pască. Conflictul apare datorită unei circunstanțe destul de misterioase. Într-o bună zi, cei doi frați au mers să ofere Domnului ceva, câte ceva din ceea ce aveau mai bun. Cain, fiind agricultor, a prezentat Domnului o jertfă din roadele pământului, în timp ce Abel a dus din cele întâi născute ale turmei sale. În mod paradoxal, Dumnezeu acceptă doar oferta lui Abel. Evident, Cain se supără și datorită geloziei îl ucide pe fratele său, devenind un simbol al culturii morții. Al patrulea punct. Să nu ucizi. O poruncă în slujba vieții. Este demn de menționat că atât Biblia ortodoxă românească, cât și cea catolică românească, de curând cea catolică publicată la editura Sapiența, îndemnul divin din Exod 10:13 și din Deuteronom 5:17 este tradus prin să nu ucizi. Această formulare nu respectă întocmai sensul original lui ebraic. De fapt, expresia ebraică lo razach nu interzice orice fel de ucidere, ci doar uciderea premeditată a unei ființe umane nevinovate. De ce? Pentru că există situații în care uciderea unei persoane este permisă din punct de vedere moral, etic și din punctul de vedere al dreptului, ca de exemplu atunci când cineva este silit să se apere de un agresor care îi pune viața în pericol și noi îi spunem legitimă apărare. Sau în cazul în care o națiune este silită să-și apere hotarele de lăcomia unor invadatori cruzi, dar noi spunem că este un război just.
uciderea în astfel de situații nu are drept scop nimicirea vieții, ci păstrarea, apărarea ei. A cincilea punct. Și vom vorbi despre delictele care determină răspândirea culturii morții. Omuciderea. Ce este omuciderea? Omuciderea, în diferitele sale forme, este culmea agresiunii și a violenței, o adevărată emblemă a culturii morții. Doctrina etică, morală, tradițională, atunci când explica cea de-a cincea poruncă, distingea între uciderea unui om, poate să fie vorba de o ucidere accidentală, ca atunci când se întâmplă un accident de mașină, sau o omucidere, care este o ucidere intențională. Omuciderea este uciderea unui inocent sau unui vinovat, însă nu ca urmare a unei acțiuni de legitimă apărare, ori prin intervenția autorității publice, ci în mod deliberat și fără permisiunea autorității competente. Există diferite tipuri de omucidere, în funcție de subiecții implicați și de împrejurări. În ceea ce privește persoanele, se poate vorbi de uxoricid, atunci când cineva își ucide soția, de paricid, uciderea părinților, infanticid, uciderea copiilor, unui copil, sau de omucidere sacrilegă, atunci când cineva ucide o persoană consacrată. În ceea ce privește împrejurările, se vorbește de otrăvire, iar se vorbește de asasinat, care este ucidere contra cost, etc. Uciderea concomitentă a mai multor persoane se numește masacru, în timp ce exterminarea programată a unei întregi populații se numește genocid. Mai există, de asemenea, avortul, eutanasia sau și suicidul asistat, despre care vom vorbi în cele ce urmează, și anume avortul. În terminologia clinică tradițională, avortul, de la latinescul aboriri, a pieri, se referă la eliminarea embrionului, ori a fătului din uter, înainte de a fi viabil, adică înainte de a fi ajuns, înainte de a fi îndeajuns de dezvoltat încât să poată trăi în afara trupului matern. Dacă e să facem o abstracție de avortul spontan, termenul avort de obicei se referă la avortul direct, avortul provocat, adică la avortul săvârșit în mod deliberat, fie cu ajutorul diferitelor mijloace chirurgicale sau cu mijloace farmacologice. Și niște date, ca să fim în pas cu ceea ce spunem, numărul avorturilor înregistrate la nivel mondial din 1980 încoace este de aproximativ 1,4 miliarde. Cât privește România, conform datelor Centrului de Calcul din Ministerul Sănătății, numărul întreruperilor de sarcină înregistrat între anii 1958-2008 depășea cu mult întreaga populație a țării, adică 22 de milioane. Eutanasia. Termenul eutanasie sau moarte dulce, moarte bună, moarte ușoară, inițial definea moartea înțelepților stoici. Mai târziu a fost reintrodus de filozoful Francis Bacon pentru a indica intervențiile prin care medicul le alina suferințele muribunților. Însă, în acest caz, împrumutarea acestui termen avea sensul de îngrijiri paliative. Actualmente, prin termenul de eutanasie se înțelege orice fel de acțiune sau omisiune care suprimă viața unui bolnav nevindecabil sau în fază terminală, a unui bătrân, a unui individ malformat sau cu handicap grav, cu scopul de a scuti suferințele fizice și psihice. Eutanasia poate fi activă în cazul în care moartea se datorează unei acțiuni, ca de exemplu administrarea unei substanțe letale, sau pasivă, dacă moartea se datorează omiterii unui act sau unei intervenții esențiale, ca de exemplu administrarea hranei. Din punct de vedere etic, atât eutanasia activă cât și cea pasivă sunt la fel de grave. Sinuciderea. Sinuciderea sau suicidul, în latină suicidium, de la sui cedere, a se omorâ, reprezintă acțiunea unei persoane de a-și cauza propria moarte. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, în fiecare an se sinucid mai bine de 800.000 de oameni, o persoană la fiecare 40 de secunde. Rata globală așadar este de 11,4 cazuri la 100.000 de locuitori.
În 2012, în România s-au sinucis 2781 de oameni, cu o rată de circa 12,8 la 100 de mii de locuitori, mai mare decât rata globală, conform Organizației Mondiale a Sănătății, într-un document, într-o carte intitulată Preventing Suicide, din 2014. Din punct de vedere strict rațional, sinucidere este un fapt anormal, căci un om nu poate să aleagă ceva care este neplăcut, contrar dorinței de a trăi. Motivația, deci, nu poate fi alta decât frica extremă, suferința, posibile torturi fizice sau psihice, sau cine știe ce alte greutăți de care o persoană dorește să fugă. Morala creștină nu trebuie, desigur, să emită judecăți doar pe baza unor principii generale, ci trebuie să examineze cu atenție cauzele care determină un astfel de gest, așa încât să nu piardă din vedere câteva aspecte importante, și anume să încerce să înțeleagă starea sufletească a sinucigașului pentru a evita judecăți abstracte într-o situație concretă. Să-i determine pe oameni să înlăture, în limita posibilităților, toate cauzele care ar împinge o persoană spre sinucidere. Să le amintească creștinilor și tuturor oamenilor de bunăvoință că rugăciunea și credința în Dumnezeu sunt de mare folos la încercare și necaz. Și în sfârșit, al șaselea punct, și închei, rolul comunității în promovarea culturii vieții. Binele și răul sunt două forțe care se luptă între ele pentru supremație. Însă deoarece răul nu a existat dintotdeauna, suntem datori să facem în așa fel încât binele să triumfe. La început Dumnezeu a creat lumea. Acest detaliu, aparent cronologic, nu are de a face nimic cu timpul, ci este o modalitate prin care acel autor uman, care a fost inspirat de Dumnezeu să scrie acea carte, Biblia, face referință la un eveniment care califică începutul universului, realității umane, a lumii, nu atât din punct de vedere cantitativ, ci calitativ. Întreaga creație este bună, căci în ochii lui Dumnezeu toate creaturile sunt bune, așa cum știm din Geneză, capitolul 1, versetul 31. Iată de ce medicul teolog Albert Schweitzer nu se sfia să declare: pentru omul care este cu adevărat etic, orice viață este sacră, inclusiv aceea care, din punct de vedere uman, pare de ordin inferior. Unde este Abel, fratele tău? Îl întreabă Dumnezeu pe Cain. Rostul acestei întrebări pe care Dumnezeu îi pune lui Cain nu este acela de a afla o informație. Dumnezeu știa ce s-a întâmplat. Rostul era acela de a-l ajuta pe vinovat să-și recunoască gravitatea situației în care se afla. Cain, în mod evident, se eschivează și spune: sunt eu oare păzitorul fratelui meu? Așa cum se exprimă Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, întrebarea Domnului: ce ai făcut, de care Cain nu se poate ascunde, este adresată și omului contemporan, pentru ca el să conștientizeze amploarea și gravitatea atentatelor la viața de care istoria omenirii continuă să fie marcată. Iar a conștientiza înseamnă a ieși din starea de pasivitate care ne caracterizează. Și încheie iarăși cu un citat important din același filozof și teolog Albert Schweitzer. Etica respectului pentru viață îi obligă pe toți, indiferent de situația lor, să se ocupe fără prejet de orice proces uman și vital care se desfășoară în preajma lor. Nu îi permite învățatului să trăiască doar pentru știință. Nu îl lasă pe artist să trăiască doar pentru artă. Îi cere fiecarei persoane să sacrifice o parte din propria viață pentru alții. Vă mulțumesc! Îi mulțumim părintelui Adrian. Părintele predă la noi la institut, predă morala și este un specialist în problemele actuale de bioetică. Dânsul îngrijește și o rubrică în revista Mesagerul, tocmai cu probleme actuale. Părintele se pricepe,
Poate e prea avangardist ca mentalitate. În schimb, în conferința sa ne-a amintit de rădăcinile noastre. Viața este un dar de la Dumnezeu și nimeni nu are dreptul, nu-și poate permite să o ia. Mi-a plăcut foarte mult ideea privitoare la sinucidere. De ce? Cine știe care este starea sufletească a aceluia care decide în felul acela? Cine știe? Rolul comunității, mediul familiar, de ce? Într-un fel, am reținut că responsabilitatea ne revine nouă. Cred că ne-ai dat o pistă de reflecție. Îți mulțumim, Părinte. În continuare, dăm cuvântul doamnei medic primar, psihiatru Elena Bujor, care ne va vorbi despre manifestările auto- și heteroagresive, ca o continuare, cred, din punct de vedere medical, despre suicid și omucidere. Vă rog, doamnă doctor. Să merg pe o filieră medicală, că atunci v-aș plictisi. Am schițat câteva idei care ar fi universal valabile, doar nu susținem o teză în psihiatrie. Și atunci am considerat pentru dumneavoastră să vă redau câteva din impresiile unui medic-psihiatru. Crima este o prezență constantă în viața oamenilor din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Numeric, ea a cunoscut creșteri și descreșteri, funcție de efortul societăților evoluate de a îngrădi acest flagel. Pe de o parte, familia, școala, biserica, i-a educat pe oameni asupra caracterului abominabil al crimei. Pe de altă parte, crima a fost prezentă în operele literare, inclusiv în epopei istorice, plastice, artistice. În prezent, crima, umorul cu violență, face cele mai mari audiențe în mass media. De ce oare? Crima poate fi clasificată involuntară și voluntară. În ambele cazuri, din punct de vedere medical, putem observa caracterul patologic în cazul unor făptași. Și atunci am încercat să vă redau, din punct de vedere medical, cele mai frecvente sinucideri și manifestări auto- și heteroagresive. Ei merg, în general, sinuciderea cu omuciderea. Și o să schițez, doar nu vă plictisesc, psihozile depresive. Fazele de melancolie, ale tulburării afective bipolare, unde apare dezgustul de viață, dorința de a nu mai exista, de a muri, fac parte din simptomatologia principală a depresiei endogene. A doua boală, aici nu desfășor mai mult, schizofrenia, este iarăși aproximativ 10% dintre bolnavi cu schizofrenie fac tentative de suicid și 2% se sinucid. Sinuciderile schizofrenilor, deci noi vorbim acum de marea psihiatrie, de psihotici. Sinuciderile sunt bizare, nemotivate. La debutul bolii, sinucideri delirant halucinatorii. Asta înseamnă că niște voci îi spun, trebuie să te omori pentru a salva omenirea, pentru a salva familia, pentru a ajunge la Dumnezeu și atunci el face gestul. Sinucideri depresiv reactive în faza de remisiune. De ce zic asta în faza de remisiune în urma unor traume psihice? Pentru că atunci când melancolia este faza acută, el nu poate face gestul. Este într-o inhibiție, într-o contractură idioafectivă, cum zicem, gândește, dar nu are puterea să facă gestul. În timp ce noi psihiatrii intrăm cu tratamentul medicamentos știut de noi așa, el începe încet, încet să dea drumul la activitatea instinctiv-volițională, voința, și atunci face gestul. Și zici, ce bine merge depresia aceea, l-am văzut zâmbind, dar nu știi de fapt ce pregătește. El pregătea suicidul și atunci era bucuros, își dădea seama că va putea face gestul.
cât stătea în inhibiții, noi spuneam că nu e în regulă. Paranoia. Iarăși, mare la bolnavii paranoii se întâlnesc tipul de sinucidere delirantă, ei sunt fac de protest, de revendicare, ca o răzbunare. Lasă că-i arăt eu soții, în sfârșit o să mă omor, voi vedea, omor și pe dânsa, dar o fac, ca să-i arăt cine sunt. Asta a fost ceea ce numim noi marea psihiatrie psihotici, deci cei care n-au discernământ. Ei, acum revenim la cei care au discernământ, dar cât discernământ au, o să spuneți dumneavoastră, acești bolnavi? Nu au în timp ce fac acest gest discernământ, pentru că se produce o scurcircuitare a câmpului conștiinței până când face gestul. Dacă ar avea discernământul total, nu ar face. Și aici intră alcoolismul. Constituie unul dintre factorii implicați frecvent în comportamentul auto și heteroagresiv. 20% dintre alcoolici fac tentative de suicid și noi zicem, lasă că joacă teatru, dar 10% dintre ei reușesc suicidul. A venit, lăsați-l, doamna doctor, a mai făcut el așa. Ei, nu, orice tentativă de suicid trebuie să o iei ca atare, ca urgență. Și atunci s-o tratez ca atare. Sinuciderea asociată cu omuciderea a fost descrisă frecvent la alcoolici. Toxicomanii, deci dumneavoastră știți, nu are rost, mai demențele. Demențele le fac, dar fac între nevrotic și psihotic. Nu mai vrea, vede în ce situație este, nu mai vrea să trăiască. Ei, revenim la faimoasele psihopatii care sunt abonați la 112. De două ori pe zi, de trei ori și de câte ori este nevoie, cât doar este gratuit. Procentul sinuciderilor și al tentativelor de sinucidere și omucidere este destul de ridicat la personalitățile psihopatice. Ele sunt vreo 12-15 tipuri după DSM-5 America, caracterizată prin impulsivitate particulară, care facilitează trecerea la act și prin tendință la agresivitate și heteroagresivitate în urma inadaptării a eșecurilor repetate. Cele mai multe tentative de suicid sau heteroagresivitate cu omucidere survin după consumul de băuturi alcoolice la personalitatea asta disarmonică. Aici este psihoza, aici sunt personalitățile disarmonice, aici sunt nevrozile. Deci am vorbit de psihoze, suntem la personalitățile disarmonice, cu nevrozile un capitol special și de regulă intră depresia. Cele mai multe tentative de, așa am spus, ca urmare unei stări depresive reactive. Este greu de apreciat riscul de sinucidere sau omucidere, deoarece acest comportament poate fi întâlnit la toate categoriile de afecțiuni psihice. Nu există un criteriu absolut care să ne permită să afirmăm că un anumit bolnav se va sinucide sau nu. Să manifeste acțiuni heteroagresive, însă există unele elemente, unii factori care indică riscul crescut de sinucidere. Deci noi, psihiatri, trebuie să vedem predispoziția ereditară. Evident, prin anamneză, prin discuția cu bolnavul, deci dacă am mai avut în familie, afecțiuni psihiatrice la rude, tipul de personalitate, numai o parte, să vă spun, vârsta, de regulă după 45 de ani, sub 45 e vorba de alcool, toxicomanie. Sezonul, vara, se produc și la începutul toamnei. Divorț, văduvii, decese unor persoane dragi, griji financiare, o boală incurabilă, eșec școlar, divorț și în sfârșit familii disociate, copii care vor trăi în familii divorțate. Iată că sunt foarte multe, 60 dintre sinucideri sunt precedate de tentative. Deci noi, psihiatri, suntem atenți la aceste tentative și trebuie să acordăm și o atenție deosebită. Spre final, voi spune următorul lucru. Ce poate face medicina? 1. Prevenție. 2. Colaborare cu criminologii, școală, biserică. Ce poate face societatea? În urma drepturilor și libertăților nelimitate, societatea civilă poate cere mass mediei
să creeze publicații, edituri, canale TV, radio specializate pentru amatorii de senzații tari. Corpul social trebuie să se opună apologiei crimei. Apologia crimei și altor fără de legi, apologie care invadează spațiul public și privat. Sfânta Scriptură ne oferă în mod repetat metode de salvare. Depărtarea de rău este începutul priceperii, iar frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. În mod cert, educație mai bună, credință în Dumnezeu, un trai decent pentru cei săraci, prevenție mai activă, civism mai manifest, pacea, pot reduce semnificativ potențialul criminogen. Și o să sfârșesc cu Psalmul 27 din David. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Vă mulțumesc! Foarte frumoase aceste cuvinte ultime, într-adevăr, ca un balsam. Nu ne abiate paura, da, să nu vă fie frică. Într-adevăr, în fața acestor, nu știu cum să nu mă pricep, dar oricum sunt dereglări de unde vin, cauze și așa mai departe. Mă întreb ca preot, ca frate francescan și ca o creștină, nu? Atitudinea noastră față de acești săraci, față de acești frați ai noștri cu slăbiciuni, care trebuie să fie. Cred că Iisus, când vorbește de săraci, de acea oiță pierdută care lasă pe cele 99 deoparte și merge, sau mi-amintesc în Sfânta Scriptură, Ioan, nu-i pentru cei bolnavi, pentru cei sărmani, pentru cei săraci. Cred eu că aceștia sunt săraci. Iar noi avem un rol foarte important să nu excludem. Dimpotrivă. Cred că maturitatea sau credința noastră se vede cât de adultă este din atitudinea noastră față de aceste persoane. Pentru că într-un prim moment este foarte ușor ca să te debarasezi și să te gândești la comoditatea ta, care în fond este egoism. În schimb, Doamna ne spune, aceștia trebuie îngrijiți. Îngrijiți. Și chiar dacă au mai avut tentative, totuși, Doamna ne spune, trebuie să facem tot posibilul ca să tot ce se poate face. Vă mulțumim, Doamnă, pentru expunerea dumneavoastră. Dau acum cuvântul domnului avocat Raimondo Andrei Bogleș, care ne va vorbi despre porunca 5-a din perspectivă juridică. În calitatea mea de avocat în care am venit astăzi în fața dumneavoastră, am să încerc să vă prezint o legătură între această poruncă a lui Dumnezeu a cincea și legea umană și sancțiunile juridice pentru fapta de crimă. Recunosc faptul că abia la momentul la care mi s-a propus să particip la această conferință, m-am gândit și am analizat dacă există o legătură între cele două domenii, cel juridic și cel al moralei sau cel spiritual. Și așa cum am să încerc să vă prezint și dumneavoastră, există o legătură destul de strânsă, care cred eu că nu poate fi ignorată de niciunul dintre noi. Așa cum a arătat și Părintele Măgnici, încă din Geneză, încă din momentul în care, așa cum se arată în Geneză, au existat omul pe pământ, a existat și tendința de a-ți omora aproape dintr-un motiv sau altul. Inițial, oamenii trăiau după instinctul de supraviețuire și crima era privită ca un lucru normal. Ulterior însă a apărut cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii au început să respecte acest cuvânt din frica evidentă a ce li se putea întâmpla pe moment sau după viață. Ulterior, odată cu evoluția, oamenii au început să respecte aceste porunci din convingere. Cu toate acestea, existau și persoane care nu aveau niciun fel de conștientizare sau de frică a repercusiunilor poruncilor lui Dumnezeu asupra lor în timpul vieții sau ulterior. Și atunci, evident, că a fost necesară
impunerea poruncilor prin adoptarea unui set de legi scrise și cu sancțiuni imediate pentru ca persoanele să conștientizeze greșeala pe care au făcut-o. Consider că chiar dacă fiecare popor l-a cunoscut pe Dumnezeu pe calea unei religii sau alta, așa cum a prezentat și Părintele Măgbici, aceste legi care au interzis crima în special, dar orice infracțiune în general, au fost introduse și au fost transpuse în scris tocmai pentru a împiedica orice act împotriva cultului vieții, care a fost așa de amplu prezentat. Din punct de vedere istoric vorbind, primul set de legi scrise, cunoscute pe scară largă, îi sunt atribuite regelui babilonian Hammurabi și le-au fost scrise în jurul anului 1760 înainte de Hristos, cunoscut de noi acest set de legi ca și codul lui Hammurabi. El a fost scris acum 3800 de ani. La acest moment pot părea primitive acele legi, dar ele erau în acord cu credințele persoanelor la acel moment. De obicei, orice fel de sancțiune și în crima special era pedepsită după principiul ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, astfel. Dacă săvârșeai o crimă, erai pedepsit și tu cu moartea. Codul lui Hammurabi a fost, să spun, un punct de plecare și de inspirație pentru restul legilor scrise care au urmat. Alt punct de referință consider eu în istorie cu privire la legislația ce privește crima este jurământul lui Hipocrate. Și mă bucur că avem și pe doamna medic care ne-a arătat ce important este medicina în ajutorul persoanelor care săvârșesc cu astfel de fapte. Acest jurământ al lui Hipocrate se presupune că a fost scris de medicul grec în jurul anului 400 înainte de Hristos și el a influențat în principal domeniul medical, dar a fost o revoluție și un principal izvor și pentru domeniul legislativ. De ce spun asta? Pentru că la acel moment, 400 înainte de Hristos, acest jurământ a fost primul document scris ce a interzis avortul, eutanasierea și înlesnirea sinuciderii, care la acel moment erau în dezacord cu toate normele legale și bisericești ale vremii. În ceea ce privește poporul român, acesta a avut legi încă de pe vremea getodacilor, în schimb ele nu s-au păstrat ca să le putem analiza la acest moment. Aceste legi erau inițial impuse de către preoți, iar ulterior, după ocupația romană, de către guvernatorul regiunii. Un prim salt în legislația poporului român privitor la această faptă crimă este acel set de legi bazilicale din timpul perioadei ocupației bizantine, care la fel privește crima ca o infracțiune foarte gravă, dar o sancționează, din păcate, așa cum au sancționat-o și anterior celelalte legi, tot cu moartea făptuitorului. La acel moment era prin mutilare sau decapitare. În istoria poporului român, primul set de legi scrise care pot fi considerate autentice românești, sunt două scrieri, prima în anul 1646, intitulată Cartea Românească de Învățătură de la Pravile Românești, tipărită la Mănăstirea Treierat din Iași și la scurt timp a urmat îndreptarea legii tipărită în anul 1652 la Târgoviște și ele au fost punctul de plecare și izvorul concret al legislației românești care incrimina și care prezenta aceste fapte. Prin intermediul acestora, crima era pedepsită în principal prin moartea celui care a săvârșit-o prin spânzurare și s-a păstrat sau prin decapitarea aceluia. În schimb, trebuie observat faptul că acest set de legi a avut o evoluție față de normele incriminatoare anterioare, motivat de faptul că a fost primul set de legi care a început să privească distinct această crimă și să analizeze prin prisma celui care o săvârșește și a condițiilor. În ce sens? Tentativa la această faptă era privită mai blând. Nu era considerată crimă în sine. Totodată se introduc cazuri de înlăturare a răspunderii, cum ar fi nebunia, vârsta, ordinul superiorului sau legitima apărare, dar și de diminuarea pedepsirii celui care a săvârșit toate de faptă, cum ar fi mânia, beția sau somnambulismul.
Tot atunci s-a stabilit o distinție între omorul intenționat și cel din cumpă, dar și omorul premeditat și cel spontan. De asta am spus că în ceea ce privește, ce ne privește ca popor, consider că aceste legi sunt primele care au analizat crima prin prisma complexității ființei umane, a cauzelor ce au determinat această faptă, dar și a condițiilor în care s-a realizat această faptă. De la acel moment și până în prezent, evident că omenirea a evoluat atât social cât și moral și normele s-au schimbat, ca și pedepse. În schimb, crima este în continuare pedepsită, crima sub orice formă. Revenind în perioada modernă, primul set de legi care se apropie cel mai mult de noțiunea de cod penal care incriminează aceste infracțiuni a fost scris în anul 1865 pe vremea domniei Ucuza și a fost inspirat din codul penal francez la 1810 și cel prusian în 1859. Ulterior, după Marea Unire, s-a impus unificarea legislației penale și s-a tipărit, de fapt, primul cod autentic penal al țării în 1936, urmat de codul de la 1869, în timpul perioadei în care Nicolae Ceaușescu era șef de stat. Acest cod a fost modificat abia în anul 2014, de codul actual, care s-a impus pentru armonizarea legislației naționale cu cele ale Uniunii Europene. În prezent, dreptul la viață este un principiu fundamental al moralității, dar și unul confirmat de legislația Uniunii Europene și de Constituția României. În acest cadru, apărarea vieții apare ca un drept și ca un lucru legitim, chiar dacă ea ar duce la suprimarea vieții agresorului. Din acest punct de vedere, legislația nu condamnă legitima apărare dacă această crimă este proporțională cu gravitatea faptelor atacatorului și a celui care încearcă să ne ucidă. În cazul în care să spunem că suntem agresați și această reacție de a ucide agresorul depășește gravitatea faptelor acestuia, legislația pedepsește această faptă și o, cu toate acestea o consideră ca o circunstanță atenuantă și pedeapsa va fi redusă în consecință. Dispozițiile legale pe care le-am prezentat, eu consider că sunt în concordanță cu normele morale, care arată faptul că, așa cum a arătat și Părintele Măbici, că în condițiile în care te aperi și îți aperi dreptul la viață, dacă ucizi o persoană, nu ți se afectează mântuirea ta personală. De fapt, de-a lungul timpului, normele bisericești și cele ale societății s-au influențat și s-au susținut reciproc. Și ambele au introdus o sancțiune pentru săvârșirea unei crime, cu scopul principal de a apăra binele comun al societății și de a pune agresorul în imposibilitatea de a face rău. Prin intermediul prezentului cod penal se incriminează toate formele de crimă, așa cum au fost prezentate și anterior și am să le enumerez pe scurt. Cea mai grea pedeapsă fiind închisoarea pe viață pentru crimele deosebit de grave. În schimb, pentru celelalte infracțiuni, și am să descriu pe scurt din punct de vedere juridic, eutanasierea reprezintă uciderea săvârșită la cerere explicită, serioasă, conștientă și repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferințe permanente și grea de suportat, aceasta se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani. În condițiile care o persoană acordă sau înlesnește în orice modalitate o sinucidere, evident că nu putem, din punct de vedere juridic, sancționa pe cel care a săvârșit această faptă de sinucidere, cel care s-a sinucis, dar cel care a înlesnit în orice fel această faptă este pedepsit cu închisoare de până la 5 ani. În ceea ce privește avortul, legislația, deși într-un cadru destul de strict, permite acest lucru. În schimb, dacă aceste condiții stricte nu sunt respectate, avortul este pedepsit cu închisoare de până la 3 ani. În ceea ce privește omorul, și legislația face o distinție, așa cum o face și biserica, între omorul din culpă și omorul intenționat. Omorul din culpă în legislație este pedepsit cu închisoarea de până la 5 ani, iar doar în cazul deosebit de grave se ajunge la o pedeapsă de până la 10 ani. Pe când omorul intenționat, așa cum arătat și înainte, este o infracțiune, este de fapt cea mai grea infracțiune prevăzută de legea noastră și este pedepsită cu, în cazuri deosebit de grave, cu închisoarea pe viață. Pot spune că la acest moment, din statisticile care există, sunt 170 de persoane condamnate în țară la noi pentru
pentru o faptă deosebit de gravă cu pedeapsa închisorii pe viață. Cu privire la uciderea din culpă sau involuntară, din punct de vedere moral nu poate fi imputată acelei persoane. În schimb, opinia publică de-a lungul timpului a solicitat incriminarea acestei fapte, a crimei, în primul rând pentru a forța la prudență pe ceilalți, dar și pentru a răspândi un sentiment de echitabilitate, în primul rând în rândul apropiaților celui ucis, dar și a întregii societăți. Totodată, prin prisma legii, nu doar cel care a săvârșit fapta este pedepsit, ci și cel care a contribuit în orice formă, fie prin instigare sau complicitate. Rolul legii în acest caz este de a descuraja orice fel de participare la săvârșirea unui crime în orice formă s-ar prezenta. Trebuie și țin să precizez totuși faptul că există legislații mai permisive decât a noastră, care nu incriminează parte din faptele care le-am deschis. Și am să dau cu titlu de exemplu faptul că în Olanda și Belgia, încă din anul 2002 este legalizată înlesnirea sinuciderii și eutanasierea, și în Statele Unite, în statul Oregon, încă din 1997. Consecința directă a acestei legislații și a fost stabilită de specialiști este faptul că cel puțin 1000 de persoane anual mor ca urmare a eutanasierii fără să fi dorit acest lucru. Și acest lucru este posibil pentru că odată legalizată eutanasierea și înlesnirea sinuciderii nu poate fi și nu există mecanisme de controlare riguros a acestui proces. Și spun eu, pentru că dând omului putere în a decide asupra vieții proprii și a vieții celuilalt, mai devreme sau mai târziu omul este supus greșelii. Și evident că nu va putea distinge atunci când este cazul să facă această faptă și când nu. Totuși, consider cea mai alarmantă consecință a legalizării unor astfel de fapte, pentru că sunt discuții în spațiul public despre legalizări din ce în ce mai des și la alte state. Probabil că vom urma și noi în curând cu privire la această chestiune de a legaliza sau nu eutanasierea și asistarea sinuciderii. Cea mai alarmantă consecință este cea a numărului în creștere a persoanelor care optează, persoane bolnave incurabil, care optează pentru această cale de a fi eutanasiate. Și din punct de vedere psihologic, spun eu, dar și social, acesta este motivat de faptul că aceste persoane nu se simt o povară pentru cei din jur și trăiesc un sentiment de constrângere morală în a recurge la o asemenea moarte. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este de condamnat și este rolul nostru în a încerca să susținem persoanele care sunt într-o situație de genul ăsta să nu opteze pentru o astfel de cale. Revenind la rolul meu ca și profesionist în ceea ce privește pedepsirea crimei și ajutarea persoanei care a săvârșit o astfel de faptă. Atunci când societatea și biserica nu pot preîntâmpina o astfel de faptă, din punct de vedere legal, avocatul apare ca un ultim apărător al acestei persoane ce a venit în fața legii. Rolul lui este de altfel de a face tot cu putință pentru aflarea adevărului și pentru a ușura situația celui ce a greșit. Profesia de avocat este reglementată de legea numărul 51/1995, care arată faptul că în exercitarea profesiei avocatul este independent, supunându-se numai în fața legii. Această independență îi asigură avocatului faptul că poate să apere o persoană cu toate instrumentele puse la dispoziție de lege, fără să fie influențat nici într-un fel. În aceste condiții, rolul avocatului poate fi sintetizat ca fiind acela de a promova și apăra drepturile și libertățile și interesele legitime ale omului. În situația săvârșirii unei infracțiuni în general și a unei crime în special, poziția avocatului este aceea de apărător a persoanei ce a venit în fața instituțiilor, ce reprezintă legea, cu scopul de a stabili o pedeapsă. Din această poziție, avocatul nu își formează o părere cu privire la vinovăția celui pe care îl apără, el fiind de lege acolo numit lângă acea persoană pentru a încerca să ajute la aflarea adevărului, dacă și în ce măsură fapta a fost săvârșită și în condițiile în care se demonstrează că acea faptă a fost săvârșită de persoana care a greșit, să-i ușureze din punct de vedere legal acesteia situația cât mai mult posibil,
evident prin mijloacele puse la dispoziție de, de legislația în vigoare. Din punct de vedere juridic, crima este fapta cea mai gravă, așa cum am spus și anterior. Astfel că persoana cea săvârșită, chiar dacă beneficiază de o prezumție de nevinovăție, este văzută de societate ca o persoană cea greșit și este tratată în consecință, chiar înainte de a fi condamnată definitiv de către instanțele de judecată. Cu toate acestea, și aici am să fac o paralelă, așa cum Iisus a spus când a fost întrebat de Petru, Doamne, de câte ori se iertă fratele meu? Iar acesta a spus de 70 de ori câte 7. Și rolul nostru ca societate este să iertăm aceste fapte și în principal să ajutăm la integrarea persoanelor care au regretat această faptă și au ispășit pedeapsa care a fost dată de lege. Legea încearcă aducerea pe calea cea dreaptă persoanelor care au greșit. Însă fără concursul nostru ca persoane lângă cei care au greșit, legea nu este decât un instrument rigid. De asta consider eu că pentru eficiența maximă a legii și pentru îndreptarea persoanelor ce au greșit, ar trebui să ne aducem concursul ca societate la îndreptarea acelei persoane. În același fel, avocatul vine în fața legii și cere ca cel care a greșit să fie iertat și să îi se acorde clemență, prin acordarea unei pedepse cât mai mici posibile. Vă amintesc faptul că și Iisus pe cruce, în al 12-lea ceas, i-a iertat tâlharului toate păcatele, pentru că cine se pocăiește, va fi iertat de Dumnezeu. În același fel, și avocatul are rolul, evident transpus în plan juridic, să vină și să arate că și persoana care a săvârșit o crimă sub orice formă merită să fie iertată sau cel puțin să îi se acorde clemență. Aceste lucruri, din punctul meu de vedere, sunt posibile pentru că așa cum Dumnezeu dorește mântuirea omului și nu moartea lui, și legea și rolul acesteia este de a duce la îndreptarea persoanei și nu la condamnarea lui, ci doar la încercarea să nu mai greșească, de a încerca să-l ajute să nu mai greșească. Pot spune că există situații în care rolul avocatului este unul ingrat. Și aceste situații sunt atunci când este pus în poziția de a apăra o persoană care săvârși niște fapte care sunt contrare normelor morale pe care acesta le are. Din acest punct de vedere, consider că pentru a practica cu eficiență și seriozitate această profesie, avocatul nu trebuie să judece niciun moment fapta persoanei care pe care o apără și trebuie să înțeleagă că este pus acolo pentru a apăra din punct de vedere juridic o persoană pe care toată lumea o cataloguează ca fiind o persoană ce a greșit, o persoană vinovată. În acest punct de vedere, rolul avocatului, consider că este pentru persoana ce a săvârșit crima, vine în completarea celui avut atât de preot cât și de medic, de psihiatru în cazul nostru. Avem onoarea să avem prezentă pe doamna medic astăzi. În încheiere, aș vrea să vă amintesc faptul că legile au fost create pentru a transpune în plan practic și pentru toate persoanele poruncile lui Dumnezeu și pentru a le impune spre bunul mers al societății. Întotdeauna legile s-au făcut în funcție de necesitatea societății și de cerințele persoanelor, adică tot de ceea ce considerăm noi că este bine sau rău. Din această perspectivă, consider că trebuie să ne asumăm responsabilitatea înțelegerii cât mai profunde și corecte a poruncilor lui Dumnezeu și să păzim aceste legi, însă totodată știind că legea naturală nu este mai presus decât cea divină, să avem grijă ca aceste legi divine să fie transpuse cât mai fidel în legislația națională, spre binele nostru și a celor din jurul nostru. Mulțumesc! Mulțumim, domnule avocat! A fost suficient de clar. Legile vin ca să estompeze răul, ca să mențină ordinea. Cel mai potrivit, cred că este bine să amintim că în cheie spirituală, Dumnezeu este dătătorul vieții, El este stăpânul, El o dă când dorește și El o ia la fel când dorește. Mulțumim, domnule avocat! Între timp adunăm bilețelele cu întrebările și îi dăm cuvântul domnului primar. Dacă dorește să ne spună două vorbe și vă mulțumim pentru că ne onorați totdeauna seratele noastre. Aveți cireașa pe tort. Bună seara, Hristos a înviat!
Meditam pentru că am privit lucrurile prin trei prisme diferite, dar toate dând un întreg. Din punct de vedere spiritual, religios, din punct de vedere medical și legislativ. Până la urmă, dacă o ascultăm, chiar am fost foarte incitat de acest eser, cele 10 porunci, și Bunul Dumnezeu mi-a ajutat să nu lipsesc până acum, sper și în continuare. Dacă o ascultăm, dacă o citim, putem privi că această poruncă, toate au ferind porunci caracter imperativ, bineînțeles, dar aceasta parcă este cea mai dură, laconică și fără echivoc, să nu ucizi, scurt. Sigur că creația este atributul divinității, nu numai ca faptă să ucizi, ai o mare vină, dar și ca încălcare a ceea ce divinitatea face, creația. Iar cu privire la sinucidere, mi-aduc aminte, eram elev și eram pasionat, urmăream cenaclul Flacăra. Și unde puteam să ajung, mergeam să-l văd, dar l-am văzut la peruinele cetății la Suceava. Și acolo o tânără, o adolescentă, a trimis un bilețel prin care spunea că viața ei nu mai are sens. Nu mi-aduc exact aminte motivul, dar oricum sugera că finalul suferințelor ei ar fi să-și ia viața, sinuciderea. Și atunci regretatul poet Adrian Păunescu mi-a adus aminte că i-a răspuns foarte scurt, dacă vreți, într-o paralelă a acestei porunci, că nu ai dreptul să-ți iei niciodată ceea ce nu ți-ai dat. Sigur că lucrurile pot fi discutate, pot fi analizate și pot fi privite prin diferite domenii de activitate. Dacă ne gândim și la eutanasiere sau la asistarea la sinucidere, la o persoană nu numai care ar putea să se gândească că este o povară pentru ceilalți, dar putea să fie și la capătul suferințelor. Cred că lucrurile într-adevăr pot fi discutate și atunci, așa cum ați spus foarte bine aici, trebuie să intervină factorii externi, adică consilierea psihologică, intervenția medicului care să ușureze și, iată, avem o inițiativă foarte bună aici, primăria și spitalul, pentru a înființa o secție la Spitalul Municipal de Roman pentru cei care se află în ultima parte a vieții datorită unor boli incurabile. Deci, într-adevăr, comunitatea are un rol determinant. Biserica, școala, sănătatea trebuie să-și dea mâna și eliminând, cred eu, și alți factori care sunt premergători și final ar putea să se ajungă aici, ar putea să aducă mai multă lumină către fiecare dintre noi. Și de aceea o comunitate frumoasă, o comunitate unită, întotdeauna poate să aducă mai multă liniște, mai multă înțelegere, mai multă concordie și atunci, sigur, și această poruncă va fi împărtășită, va fi asumată nu numai prin caracterul imperativ, ci prin pornirea din interior, înțelegerea și având credința cu adevărat că mergem pe un lucru care așa s-a dictat să fie și ne-l asumăm și îl ducem cu drag, nu ca o povară mai departe, și prin această a cincea poruncă care vine și dă întregul tuturor celor 10. Pentru că dacă toate aceste porunci ar fi îndeplinite, probabil că codul civil, codul penal nu ar mai avea nevoie de aplicabilitate. Dar cum omul are și pornit dincolo de spiritul care a fost gândit pentru fiecare dintre noi,
trebuie să avem și acest cadru legislativ ca lucrurile să se desfășoare într-un firesc. Vă mulțumesc și vă urez o seară bună tuturor. Vreau să vă spun și la mulți ani, cu ocazia zilelor municipiului Roman, tuturor romașcanilor municipiului Roman, bunul Dumnezeu, să le dea viață lungă, înțelegere, pace și prietenie într-o comunitate frumoasă și unită. La mulți ani tuturor și vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule primar! Au venit câteva întrebări către doamna doctor. Doamna, imediat, sunt subțint aici. Domnule avocat, am avut un caz, au trebuit 10 ani de 10 expertize timp de 5 ani să vedem, e crimă sau un bufeu psihotic care a determinat uciderea acelei femei, care era și însărcinată. El a avut un bufeu psihotic care s-a remis. Ce a văzut era acolo? El n-a omorât nicio femeie. El a omorât un urs care l-a atacat. Asta a fost, după care iarăși că am omorât-o eu, iarăși vedea ursul, deci o trebuie vreo dat 10 expertize. Apropo de ceea ce faceți dumneavoastră în ajutorul celor care. Și acum să revin la subiectul care mi-a venit și voi fi scurtă. Indiferența domestică poate ucide, întrebare. Care sunt efectele indiferenței în familie? Indiferența înseamnă neînțelegere, dizarmonie, o familie care n-au nimic în comun. Și atunci eu încerc să-i ajut prin consiliere psihologică, îl chem și pe soț, stau de vorbă și cu dânsul și cu soția și atunci îmi dau seama dacă ei pot merge împreună sau nu. În cazul în care constat și a treia, după ce au plecat de la mine, foarte important de acum, pancerții, știu, de aici vă duce zic la biserică, vă rugați la Maica Domnului, eu am făcut tot ce a trebuit. Da, doamna doctor, n-am mai fost de la cununii la biserică, păi zic, e firesc să aveți această atmosferă. Și nu pot să spun că nu am avut cam în trei sferturi rezultate. Undeva alegerea n-a fost nimerită și zic, domnule, nu aveți decât un singur lucru. Ori să-l ignorați pe el, ea, depinde care dintre ei. Deci, ziceți, e o viață normală, dar ignorând, îl vă despărțiți. Sinuciderea, eu pun totdeauna și vedeți că există posibilitatea să vă vină niște gânduri negre. Și văd care dintre ei e de capul jos și atunci îmi dau seama, gândesc, deci nu asta este o formulă, asta îți spune Maica Domnului. Deci ori acceptați acest statut ca un fel de prietenie, ori vă despărțiți. Da, n-aș putea zice că e ucide, dar creează o viață de disconfort, de coșmar, de care nu ești bucuros că trăiești. Dar adresați-vă echipei, eu totdeauna lucrez în echipă și atunci am rezultate. O întrebare, de ce persoanele care se sinucid nu beneficiază de serviciu religios asigurat de preot, iar femeile care avortează beneficiază la momentul morții de ritualul complet din partea bisericii. Astăzi femeile declară deschis că fac avort, deci păcatul e public și cunoscut și totul și biserica sancționează doar sinuciderea. E, asta o să ne spună părintele de ce, dar eu totdeauna sinuciderea nu o consider un act, să zice că e voit. Niciun om normal nu face acest act voit. Deci trebuie să producă o scurcircuitare a conștiinței. Deci nu vorbim de psihoze, de ce vă relatam adineauri, de psihoze, de deleranță, de-i dăm deoparte. Vorbim, să zicem, normal. Ieri am vorbit, dom'le, ce a avut? Am vorbit cu dânsul, nu spunea nimic, nu se plângea de nimic. A doua zi era agățat în copac sau a înghițit. Deci nu există. Atunci s-a produs scurcircuitarea câmpului conștiinței, că altfel nu făcea gestul. Atunci totdeauna îi ajut și le dau și o numesc tentativă de suicid și nu involuntară ca să nu poată fi înmormântat cu preot. Pentru că așa sunt lucrurile, nu mint cu nimic. Un om normal nu face gestul ăsta. Noi zicem, nu e în regulă.
Noi psihiatri știm că foarte mulți depresivi vor face gestul. Ce nu știm noi exact când o să-l facă. Pentru că după mai multe tentative, gânduri în sufletele lor, dar dacă avem răbdare împreună cu doamna psiholog și eu îi chem de două ori pe săptămână, de trei ori, văd în funcție de cât e riscul mai mare, de atâtea ori, cu acea frecvență îi invit la... Așa reușesc să-i aduc pe calea cea bună și familia. Nu pot să, fără, așa cum în orice serviciu, echipa, familia, care la noi este într-o disoluție și atunci unde se adresează și întâi psihologului, că să ajungă la psihiatru, să zică vecina și în sfârșit, dar acum, fiind copiii plecați în străinătate, au mai înțeles și că acolo psiholog, psihiatru, consilier, etc. Deci, întrebarea dumneavoastră e binevenită, de ce avortul poate merge cu preotul la biserică și cel care s-a sinucis, nu. Eu îi ajut și nu a existat niciunul care să meargă fără preot. Da, probabil că în ceea ce privește sinuciderea și asistența din partea preotului care ar trebui să o îngroape pe acea persoană, într-adevăr, doamna doctor, cred că are dreptate. Cel puțin în trecut, cu măsură pastorală, se considera că o persoană care s-a sinucis nu trebuie să fie dusă cu preot și înmormântată cu preot ca o măsură pastorală, pentru ca oamenii din acea comunitate să nu cadă în această ispită de a se sinucide. Deci era o măsură pastorală, dar mergând în străinătate și în multe zone din străinătate, mi-am dat seama că, de fapt, în zonele respective, preotul merge să îngroape pe acea persoană. Pentru că și-au dat seama că acele persoane care fac acest gest sunt persoane disperate, sunt persoane bolnave care ar fi trebuit să fie ajutate tocmai de comunitate, comunitate care s-a debarasat de ei. Eu cred că peste tot trebuie să înceapă un proces care să îi ajute pe oameni să înțeleagă că acest gest este un gest extrem și trebuie să-i îngroape, trebuie să-i îngroape. Mai ales, eu știu că a fost lăsat, cel puțin în cazul nostru a catolicilor, a fost lăsat la latitudinea conferințelor episcopale să decidă în funcție de obiceiurile zonelor, dacă să îngroape sau nu, să nu îngroape o persoană care a făcut acest gest. Unii, în anumite zone unde ar fi fost un scandal foarte mare, dacă nu ar fi îngropat persoana cu preot, au preferat să dea această posibilitate. Alții, unde s-a considerat că putea prezenta un pericol pentru ceilalți oameni din comunitate care aveau probleme cu depresia, cu alcoolul, au considerat că este bine să nu îngroape. Dar încetul cu încetul, de fapt, începe să fie îngropat, cel puțin în cazul nostru al catolicilor, și persoanele acestea care au făcut acest gest. Mai ales dacă preotul află și știe că a fost un gest necugetat, nu a fost un gest căutat. Aceasta este ca răspuns la întrebarea de mai înainte. Cineva întreba, vă rog să îmi spuneți dacă avortul voit sau nevoit poate fi ucidere. Dacă prin avort nevoit persoana respectivă se referă la avortul spontan, nu se poate vorbi de o ucidere în sens strict, dar se poate vorbi probabil de responsabilitate. Pentru că dacă persoana care are avort spontan a fost o persoană care nu s-a îngrijit de sănătate, care a băut alcoolice, care a consumat droguri, care a avut o viață, eu știu, care nu era în concordanță cu starea pe care o trăia în momentul respectiv, atunci este o persoană responsabilă pentru acel avort spontan, chiar dacă nu poate fi culpabilizată de ucidere. În schimb, în ceea ce privește avortul provocat, procurat, există responsabilitate și păcat. Există responsabilitate și păcat. Și nu numai pentru persoana care a cerut să îi se facă avortul, ci și toate persoanele care colaborează la acea acțiune. Fie că este medic, asistent, dacă colaborează în mod voit la acea acțiune. Știu că sunt probleme spinoase, probleme grele. Mai mult decât atât,
În biserica noastră, în biserica catolică, în ceea ce privește avortul, codul de drept canonic din 1983, canonul 1398, spune cine procură avort și dacă avortul are efect, care automat e excomunicarea late sentenție. Adică prin însăși gestul de săvârșire al avortului, acea persoană se spune nu mai face parte din biserica catolică și trebuie să ceară să fie dezlegată nu numai de păcatul avortului, ci și de acea cenzură a păcatului avortului. Este adevărat că în acest an, Papa Francisc, fiind un an special, anul milostivirii, a dat preoților această facultate specială. Adică toți preoții catolici pot să-i dezlege pe cei care au săvârșit păcatul avortului, dacă ei se căiesc. Și este vorba de bula misericordiae multus. Deci, numai acest an, în situație excepțională, pentru că în alte perioade nu se poate face. Nu orice preot poate să dezlege de această cenzură a avortului. Pe de altă parte, știm că sunt și aceste situații, am spus, spinoase, în care există acest pericol. Deci, viața mamei este în pericol din cauza fătului, datorită unor complicații. Este greu de decis și în aceste cazuri. Este greu de decis, dar chiar dacă, din punct de vedere obiectiv, se poate considera că avortul este un păcat grav, circumstanțele atenuează probabil responsabilitatea persoanei care, în acel caz, este silită să facă acest gest. Deși o mamă eroină ar putea să încerce să ducă sarcina până la capăt. Clar că nu fiecăruia este dat să facă acest gest. O altă întrebare care mi s-a pus ceva mai înainte este aceea, dacă unei persoane suferind de ei se administrează o substanță letală, voită, la cererea celui care a cerut, adică suferindu-l, a cui este vina? Vina, dacă persoanele ambele ar fi raționale, lucide, ar trebui să fie amândurora vina, pentru că nimeni nu are viața în mână, viața nu ne aparține. Deci, Eu vorbesc din punct de vedere etic-moral, clar că cineva poate să zică este o persoană la capătul puterilor, îi se poate da, să se ușureze, îi se poate lua viața, dar nu este vorba, este vorba de o responsabilitate etică. Din punct de vedere moral, ambele persoane care, deci persoana care cere, în primul rând, și atât persoana care cere și persoana care administrează acea substanță, sunt, din punct de vedere moral, un păcat. Comit un păcat grav, ceva care nu trebuie făcut. Dacă, pe de altă parte, este vorba de administrarea, așa cum știm și medicii, asistenții știu mai bine, de administrarea unor substanțe care au rolul, substanțele de a diminua durerea pacientului și se poate întâmpla ca în cazuri extreme, aceste substanțe, mărind dozajul ca să ușureze durerea, ca persoana în sfârșit să moară, nu este o responsabilitate morală, pentru că noi, în etică morală, vorbim de intenționalitate. Intenționalitatea persoanelor contează foarte mult. Pentru că persoana care administrează această substanță nu are dorința să ucidă o persoană, ci are dorința de a alina durerea. Dar totdeauna trebuie făcută cu grijă, în așa fel încât primul scop să nu fie acela de a elimina persoana, ci pur și simplu numai de a alina durerea. Și se poate întâmpla, am spus, că în circunstanțe speciale, mărind dozajul de multe ori, la un moment dat acea persoană să decedeze, să moară. Vă mulțumesc. Mai aveți dumneavoastră problema atunci. Are malpraxis medic cu avocatul. Da. A venit o întrebare care sună așa. Cum îl înfierăm pe cel care ucide speranța? Din punct de vedere al legii, lucrurile sunt foarte simple. În momentul ăsta, înfierarea speranței nu este incriminată, astfel încât nu îl putem pedepsi. În schimb, așa cum am arătat și în discursul meu, avem puterea ca orice valoare o considerăm importantă să facem demersul necesar a fi introdusă în lege și legalizată. Astfel că dacă considerăm că această speranță trebuie protejată prin lege, facem demersul, o introducem în legislație, ulterior avem și mecanismele să-l pedepsim din punct de vedere legal pe cel care a înfierat speranța. Mulțumesc! Deschidem un drum, nu? Da. Nu știu dacă mai sunt întrebări.
Avocați sau avocați, se pricep ce să mai... Pe ce putem spune la capătul acestor discuții? Cred că ne-am mai luminat. Ca preot, să mă scuzați, dar calitate de creștin mai întâi. Rămân la convingerea că avem și o misiune și o datorie. Viața vine de la Dumnezeu și Dumnezeu e. Orice am spune, toate motivațiile, tot ce s-a invocat aici. Avem această datorie. Am pornit la început cu citatul din Biblie. Cine ucide pe fratele său, va da cont la judecat. Și Iisus, mai mult, cine ucide, dar cine se mânie pe fratele său. Lucrurile se complică. Așadar, o reflecție o putem face fiecare. Mergem acasă, fiecare în căminul nostru. Și ne gândim serios. Pentru că viața, într-adevăr, este a lui Dumnezeu. Ne gândim și la viața noastră. Mi-a venit o întrebare între timp. Mai cuget, eu mă mai gândesc așa, am cântat în strofa a treia parcă, Gaudiamus sigitur, nu? Vivat membrum quod libet, cel care întreabă. Mai mă gândesc. Oare această problematică care este pe val acum în aceste zile, nu? Aceste în ultimele două săptămâni. Problema substanțelor, al celor dezinfectanți, diluați, nu știu de câte ori, intră sub incidența poruncii a cincea sau nu? Intră. 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 Și încă cum? Cum? În cazul donărilor de organe, se poate vorbi despre crimă? Ce este moartea clinică? Moarte sau în viață? Din punct de vedere religios. Încât știu, organele se pot dona atât timp cât dacă este de pe viu, acel organ nu afectează buna funcționare a organismului. Cel puțin să nu ia viața unei persoane, să nu se ia viața prin donare de organe. Dacă persoana respectivă a murit, dacă persoana respectivă a murit, imediat îi se pot preleva din punctul de vedere al doctrinii catolice, nu știu ortodoxă, din punctul de vedere al doctrinii ortodoxe, dar dacă a murit, îi se pot preleva cât mai rapid posibil acele organe care sunt vitale, astfel încât să pot să fie folosite pentru persoanele care au nevoie. Dar atenție, trebuie să fie foarte mare atenție de criteriul de constatare al morții, criteriul care nu este în ziua de astăzi foarte ușor. Unii spun că deci moartea creierului, dar moartea creierului este un criteriu greu de spus, greu de analizat, pentru că sunt persoane care, așa numite persoane care sunt ca niște legume, care stau în pat și nu reușesc să mai raționeze, să mai vorbească. Bine, la acele persoane nu le se pot scoate organele, pentru că sunt persoane care încă trăiesc. Eu știu că un criteriu despre care s-ar fi vorbit în Biserica Catolică era moartea encefalică, adică când moare tot creierul, dacă se constată că moare tot creierul, atunci și dacă mai sunt alte organe vitale care pot fi folosite, în acel caz se poate trece la prelevare, pentru că se consideră într-adevăr că persoana respectivă, ca și persoana, a murit, nu se mai poate face. Dar am spus, când este vorba de persoane care sunt încă vii, chiar dacă sunt într-un stadiu vegetativ comă sau stadiu vegetativ persistent, nu se poate interveni. Cine intervine comite o crimă, face un păcat grav din punctul nostru de vedere. Acestea fiind spuse, cred că încheiem aici momentul nostru. Toți am înțeles că problematica este deschisă, dar dacă nu o reconducem la datele biblice, nu mai ieșim. Mulțumesc celor trei conferențiari, părintelui profesor, doamnei medic, domnului avocat, pentru că ne-au luminat în demersul nostru de înțelegere a acestei porunci. Mulțumim și sponsorilor noștri, firma Paco, editura Serafica, hotelului Roman, unde lună de lună suntem primiți în mod gratuit. Anunț că următoarea conferință va fi cu privire la porunca a șasea, să nu faci fapte necurate. Va fi tot miercuri, 15 iunie, luna viitoare, la tot așa, la ora 18, în această sală de conferințe, va fi o conferință deosebită dintr-un motiv anume, pe care nu vreau să-l dezvălui. Vom vedea atunci de ce. Așadar, vă invit să veniți.
Până atunci, vă doresc o seară frumoasă, cu multă tihnă, pace și liniște sufletească.